încă ceva foarte important aici, neapărat să nu uit asta. Care e viitorul în ceea ce privește relația cu Rusia? E interesant, nu? Să ne gândim la asta. Ce se va întâmpla? Indiferent de rezultatul războiului din Ucraina, Rusia se îndreaptă inexorabil spre izolare planetară în acest moment. Ceea ce au făcut deja acolo, chiar dacă Putin ar retrage prin absurd toată armata de mâine de acolo, ce au făcut până acum, crimele de război, spun eu aici, crimele pe care, atrocitățile pe care le-au comis acolo, astea i-au separat de lume. Deci nu, cine se mai poate întâlni cu Putin în acest moment? Ce, credeți că se ridică sancțiunile a doua zi, după ce s-ar retrage armata? Nu, Rusia deci s-a compromis înspăimântător în momentul de față. Ce n-a calculat Putin, n-a calculat el multe, dar una dintre părea marile surprize pentru el a fost reacția marilor companii private. Știți cum a judecat Putin în cazul ăsta? A judecat așa cum se întâmplă cu criminalii amorali. Putin este un criminal amoral. Și ăștia ce fac? Ăștia proiectează modul lor, asupra altora. Dacă eu sunt un criminal amoral, înseamnă că și ceilalți sunt. Da? Și îi judecă în funcție de asta. Și l-a judecat așa, în legătură cu cine? În legătură cu Exxon, în legătură cu McDonald's, Coca-Cola, Ikea, plus cele din minerit și marile companii, a spus, nu pleacă câinele de la măcelărie. Măcelărie fiind și un termen potrivit, încât Putin este acum măcelarul, casapul Putin. Asta este el. Așa va fi reținut în istorie, probabil că așa și vrea. Asta și vrea. Probabil că vrea să fie și numit și el Groznăi. Da? Că am spus data trecută de ce nu poate să fie un urmaș al lui Petru cel Mare, dar acum mă gândesc că poate omul vrea să fie un urmaș al lui Ivan cel Groaznic. Da? Groznăi vrea să fie numit Vladimir Groznăi, având în vedere ce a făcut acolo. Și a proiectat această gândire. Nu pleacă câine de la măcelărie, uite că pleacă. Uite că pleacă. E, plecarea acestor firme, pe care, cum să spun eu, Biden n-a strâns oligarhii americani, adică șefii marilor companii la Washington să stea cu ei să spună, bă, plecați. Nu, a și spus Biden. Unele firme pleacă, așa vor ele. Noi impunem sancțiunile noastre la nivel guvernamental, iar firmele private. Vă dați seama că nu poate, sistemul american e bazat pe libertate și de fapt de asta e frică lui Putin. Ce n-a priceput el? Că aceste corporații mari, care au construit imperii, care au făcut niște lucruri în lumea asta, eu nu mănânc hamburgeri și nici nu beau Coca-Cola. Dar miliarde de oameni pe planeta asta fac lucrul ăsta și nu le împinge nimeni hamburgerul și Coca-Cola cu țeava armei pe gât. O fac de bunăvoie. Da? Și aceste lucruri au fost realizate de marile companii și de creativitatea americană. De ce? În regim de libertate. Aia este factorul esențial pe care Putin îl știe, dar nu vrea să-l ia în considerare. Și marile companii și-au simțit amenințate, pentru că ce vrea Putin de fapt? Putin vrea ca Ucraina să nu devină o țară occidentală, să nu devină o țară liberă, o țară democrată, o țară unde oamenii să se exprime, să creeze, să fie liberi. Nu vrea acest lucru. De aia a intrat în ultimă instanță în Ucraina, căreia vrea să impună modul de viață din Uniunea Sovietică, unde nu vrea nimeni să emigreze. În Uniunea Sovietică nu vrea nimeni. Iar și întreba iarăși pe toți ăștia putinei, ăștia din România, care scot capul pe ecrane și pe net acum, ați emigra, bă, în Rusia? A? Să duce cineva în Rusia? Nu! Toată lumea vrea unde? La America! În Franța! Ăia care au bani să duc la Monaco, nu să duc, n-am văzut să ducă nimeni, eu știu, la Ialta, să vrea la Ialta în Crimea, nu, la Monaco. Chiar acolo se duc chiar și oligarhii ruși. Asta este problema lui Putin. Asta, el aici a fost total depășit.
Adică nu s-a așteptat. Și cum reacționează? Cum reacționează? Păi cum știe? Altceva nu e în stare. Naționalizează. Și iată că s-a ridicat un oligarh acum, Vladimir Potanin, care a spus, bă, ești nebun. Nu se poate, ne întoarcem în 1917. Ce facem? Nu mai vine niciun investitor aici. Și cum să supraviețuiască Rusia în aceste condiții, fără investitori străini? Cum? Ce vinde Rusia? Din ce trăiește Rusia? Păi Rusia vinde petrol, vinde gaz, vinde diamante, vinde vodcă, vinde caviar, că le văzui acum că a zis Biden că nu le mai cumpără de la ruși. Ce sunt toate astea? Minereuri și toate astea sunt materii brute, prime, neprelucrate. Pastea le vinde. Vând rușii vreun automobil în lumea asta? Vând rușii vreun medicament în lumea asta? Da? Nu vând nimic. Deci produse care să însemne inovație, tehnologie, creativitate, nu sunt în stare. De ce? Pentru că acolo este o dictatură care tâmpește oamenii. De aia nu sunt în stare. Să nu că rușii n-ar fi inteligenți. Sunt extraordinari, au valori formidabile. Inteligenția rusă are savanți în toate domeniile, are artiști, are o cultură extraordinară. Dar ea nu se poate dezvolta în condiții de dictatură tâmpificantă și terorizantă, cum este cea lui Putin. Domnule Popescu, vă propun să luăm o scurtă pauză și când ne întoarcem să discutăm și despre ce s-a întâmplat în aceste zile în România. Ne-am întors cap limpede continuă, însă începem cu o informație de ultimă oră. Forțele pro-ruse din Belarus ar fi gata să treacă frontiera la noapte, susțin oficial de la Kiev. Forțele lui Lukashenko vor trece granița în următoarele ore, după ce liderul Belarus l-a vizitat pe Putin la Moscova, iar forțele aeriene ruse au organizat un atac cu steag fals, adică au atacat ținte din Belarus, doar ca să ofere pretextul pentru ca această țară să se alăture Moscovei în război. Comandantul forțelor aeriene din Kiev face un apel la militarii din Belarus să nu-i atace țara. Белорусы, а вы не должны себе позволить втянуть в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют совершенно сознательно теперь же не только использованием вашей военной инфраструктуры, аэродромов и залпами баллистических ракет типа «Искандер» с вашей территории. А тут уже прямая провокация, удар по украинской территории, потом удар по белорусской. Доне Попеску, ați văzut declarația și această informație? S-au întâlnit la Moscova cei doi lideri astăzi. Și acum Putin i-a spus, dăruiește și tu masa, că... Dar ce e asta? Păi este încă o dovadă, vine perfect după ceea ce am discutat adineauri, care arată slăbiciunea Marii Armate Roșii. Deci ai nevoie de belaruși. Tu nu ești în stare, Marea Armată Roșie, nu ești în stare să-i îngenunchezi, și îi chem și pe belaruși să intre, să-ți dea ajutor. Deci încă o dovadă în legătură cu impotența militară, strategică, logistică, politică, nici nu vreau să mai așa. Dar, apropo de ce vă spuneam înainte, de izolarea Rusiei, e că e inexorabilă. Carantinarea, Rusia se îndreaptă către carantină mondială pe nu știu pe cât timp de acum înainte. Nu știu pe cât timp. Și mai rău este că Putin asta și vrea. Asta și vrea. Vrea să se închidă pur și simplu în spațiul ăla rus, pentru că uite ce spune. Liderul de la Kremlin așa este convins că Rusia și Belarus vor trece peste Rusia și Belarus vor trece peste actualele dificultăți și vor dobândi mai multe competențe, mai multe oportunități de a se simți independente, autosuficiente. Autosuficiente. Deci asta vrea. Vrea să rămână ei de ei, acolo singuri, fără niciun fel de legătură cu restul lumii. Vrea să transforme, domnule Popescu, Putin, întreaga Rusie, în propriul buncăr? Nu, domnule, într-un gulag, că buncărul e mic.
este același procedeu ca al lui Stalin, nu? Cu care seamănă din atâtea puncte de vedere. Pe același gulag. Rusia e transformată acum într-un imens gulag. Toată Rusia. Măcar la Stalin, gulagul însemna bucăți din Siberia. La Putin înseamnă toată Rusia. În clipa de față va fi un soi de bantustan, da? În care erau băgați negri, persoanele de culoare în Africa de Sud în timpul apartheidului, în bantustan, în rezervații, așa va ajunge Rusia pe plan mondial, un bantustan. Acolo vor fi cetățenii ruși. Vă dați seama, se va ajunge până la nu li se mai permite intrarea în Europa cetățenilor ruși. Acum este interzisă, cum să spun eu, interzise zborurile Aeroflot și, mă rog, ale companiilor occidentale către Rusia. Fentează să duc prin Serbia, să duc prin Qatar, mă rog. Dar e posibil să se ajungă, mergându-se în direcția în care vrea Putin, să nu mai ajungă niciun rus în Occident, să se creeze aici un zid rusesc, nu o cortină de fier, un zid rusesc echivalent cu marele zid chinezesc, și Rusia să trăiască acolo în deia. Cam asta este ce dorește Putin în clipa de față. Să ne întoarcem la România, domnule Popescu, vă propun, da. Și o întrebare directă. Ca să termin cu Putin, neapărat, extrem de important. Tot ce auzim, am auzit că e vorba de amenințarea NATO, că cu tare, diverse motivații, Lavrov, Putin, au zis, au dres și așa mai departe. Iată ce spune Putin acum, face o declarație acoperitoare, după care nu mai are rost să mai spună nimic. Nu mai au rost niciun fel de altă declarație, este terminală sau terminantă. Spune așa Putin. Spune așa, nu mai putea continua starea jalnică de umilință pentru Rusia. Toate acestea trebuia să se întâmple. Deci, simplu, și o tot complicăm, starea jalnică de umilință pentru Rusia. Pentru Rusia sau pentru mine, Putin, da? Care așa cred eu. Că Rusia era umilită de cineva, de cine nu se știe, dar el așa se simțea. Da? Așa considera Putin că Rusia este într-o stare de jalnică umilință și iată motivul pentru tot ceea ce vedeți, stimați telespectatori. Ce altă declarație să mai facă Putin după asta? Asta e.